pe dumneavoastră, vă salut pe dumneavoastră consătenii și nu în ultimul rând pe acești frumoși tineri care an de an duc mai departe această frumoasă tradiție a cetelor dejun. Cred că filonul de aur al națiunii noastre române este reprezentat de limba română, de religia ortodoxă și de aceste jocuri, cântece și dansuri și sportul popular. Acest filon de aur a parcurs secole și milenii, ajungând până în zilele noastre și înnobilându-se, a ajuns până în zilele noastre și va ajunge în veacul veacurilor. În comparație sau prin comparație, sistemele politice, sistemele economice și vremelnicele ocupații străine au dispărut în timpul istoriei. Iată de ce cred că aceste jocuri, limba, religia și, în general, cultura tradițională reprezintă nu numai artă, reprezintă nu numai cultură, ci reprezintă și istorie. Nu pot să scap prilejul de a mulțumi oamenilor care ne-au sprijinit și în acest an pentru ca această întâlnire să aibă loc. Voi începe cu domnul președinte Nicolae Nan, care ne-a scos din impasul în care ne aflam de a nu putea transporta cetele de juni aici în Săliște. Voi continua, firește, cu instituția pe care dânsul o conduce, și anume Consiliul Județean și Prefectura, care ne-a sprijinit tot timpul și ne sprijine în toate activitățile noastre. De asemenea, amintesc societatea LSB din Galeș, care este un sprijinitor constant al activităților primăriei. Societatea Iugești Tilișca, pe domnul Pavel Ioan, mereu atașat de Săliște. Sece Ilcora Săliște și Sece Amtar Ras Săliște. Înainte de a vă prilejui dumneavoastră, junilor, de a vă continua programul, aș dori, în numele meu, al Consiliului Județean, al Consiliului Local, să urez tuturor invitaților, consătenilor și junilor un sărbător la fericite în continuare, la mulți ani, în noul an, să vă aducă numai bucurii dumneavoastră și familiilor. La mulți ani încă o dată! Invit judele cetei de jun din Săliște pentru a vă fi în continuare gazdă la această festivitate din comuna noastră. La mulți ani încă o dată! Onorați oaspeți, dragi consăteni, prajuni, este în tradiția noastră a Săliștei ca în fiecare an, în această minunată piață a junilor, să ne întâlnim toți junii din mărginimea Sibiului și nu numai. Tradiția este veche, s-au întâlnit aici părinții moșii și strămoșii noștri să-și etaleze frumusețea portului popular și a jocurilor specifice, dar și ca să se cunoască între ei. Continuitatea acestor obiceiuri este o dovadă a faptului că am fost și vom fi aici dintotdeauna.
În virtutea acestui fapt, vă mulțumim tuturor pentru participare, vă dorim sărbători fericite și la mulți ani. Invit acum juzii și judesele în față. Să poftească la microfon judele din Sadu. Juzi, faceți aici și voi. Vrei, mergeți sus. Ce se trebuie să știa, mă? Să poftească judele din Alămur. Dragi juni și junese, aici, în minunata comună Săliște, în feericul de cor hibernal, noi, junii din împrejurim, ne adunăm an de an ca să aducem prin osul de recunoștință nașterii Domnului prin portul nostru strămoșesc, dar mai ales prin sublimul colind care face să se coboare sub formă de fulgi cristalini de zăpadă. Ne mândrim că suntem români și că putem colinda în minunata noastră limbă, că putem continua tradiția începută de veacuri, aceea de a lăuda pe Hristos prin colind, port și rugăciune. Localitatea Săliște a fost întotdeauna o excelentă gazdă, dornică să adăpostească întrânsa dovada existenței milenare a poporului nostru, folclorul. Ce dobrim! Iar pentru aceasta suntem recunoscători organizatorilor acestei întruniri, edililor comunei și locuitorilor acestui picior de plai de unde începe mărginimea cea dumnezeiască. Noi, junii din Alămur, venim să fim prezenți la continuarea și menținerea tradiției strămoșești și să nu uităm că în inimile și sufletele fiecărui român răsună cu jale un plâns de mioriță. Colind vă fie gândul de Crăciun și doar cei buni și doar cei puri, speranțele și tinerețea spre suflet să vă fie drum, să adăugați la toate acestea colindul nostru de Crăciun. La mulți ani! Vă mulțumesc pentru atenție! Să trăiască judele din Alămur, să pomdească judele din Apoldul de Jos! Liviu, 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 adrept pe microfon. Voi aici, în fața lor. Să-l punem pe scenă. Noi, junii din Apoldul de Jos, vă mulțumim pentru invitația acordată și vă mulțumim sănătate la mulți ani și anul fericit! Trăiască! Să poftească judele din Jina! Să vă mulțumim pentru vizionare!
Dragi juni și junese, din localitatea Jina, care este situată la cea mai mare înălțime, mărginimea Sibiului, de pe culmile munților, un grup de tineri componenți ai cetei de juni au coborât și în acest an în capitala spirituală a mărginimii, care este Săliștea. Venim de fiecare dată cu multă plăcere pentru a întâlni cetei de juni din celelalte comune și a ne petrece împreună. Din ajunul Crăciunului și până la seară târziu am colindat și ne-am petrecut fiecare în localitățile noastre. Iar astăzi ne-am deplasat cu toții aici, la Săliște, pentru a prezenta portul și obiceiurile noastre la tradiționala întâlnire a junilor. În încheiere doresc să transmit tuturor celor prezenți multă sănătate, fericire și la mulți ani. Iar acum să ascultăm vorniceala fetei judelui. Mulțumim, vădave, precum ai pornit cu pahar de vin din sănătatea sănătății în fundul poieții. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, pentru amândoi, pentru masă, pentru casă, pentru talba jupâneasă, pentru acel cucon de aseară care a pus piciorul în scară și a trecut a noua țară. Să ne aducă veste mare, de unde dealul cu vinul, șesul cu grâul, lacul cu peștele, satul cu nevestele, de unde mândruliță sughiță cu mâne și prestriță, să trăiești, dragă bădiță, să trăiești să fii sănătoși. Vă mulțumim foarte frumos! Să poftească judele din Orlat! Stimați juni și junese, doamnelor și domnilor invitați, ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun și începutul unui nou an, ceata junilor din comuna Orlat, păstrătoria frumoaselor tradiții din mărginime, vă urează împlinirea în anul 1997 a tot ceea ce vă doriți, în pace și sănătate. Sărbători fericite! Anul să poftească judele din Cristian! Dragi juni și junese, prezența noastră astăzi aici demonstrează că suntem alături de cei care doresc să păstreze și să cinstească portul, obiceiul și neamul românesc din mărginime. Chiar dacă timpul trece, noi vom rămâne aceiași în suflet și neam. Și vă invităm cu toată dragostea la frumoasele obiceiuri ale tineretului din comuna Cristian. La mulți ani, vă mulțumim! Să poftească judele din gura râului! Hai, pătu, hai! N-are fete, de-a... Ăștia n-au fete. A destul că ai lor și două.
Lasă-i să bea, băi, frate. Poate că ta-s fiul. Frați, juni și junese, am venit la dumneavoastră, ca la o gazdă aleasă. Am venit să ne întâlnim, datina să o împlinim, de la gura râului. Vin feciorii satului, ca să-n datina străbună, să se adune împreună. Iar la patra de Crăciun, la săliște plai străbun, să adună cu toți în horă, ca un frate bun cu o soră, să se știe în mărginime, obiceiul cine-l ține, ficiorașii satului, ca la gura râului. Trăiască! 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 Vă mulțumim frumos! Să poftească judele din Tilișca! Tilișca, nu te mai uita. Dragi juni și junese, ne-am strâns aici în piața junilor din Săliște pentru tradiția frumoasă a sărbătorilor și vă mulțumim. Să poftească judele din Rod! Junii din satul Rod, ca în fiecare an, suntem prezenți la întâlnirea junilor din Săliște. Din partea junilor din Rod, noi mulțumim gazdei pentru invitația la această manifestare și urăm tuturor sărbători fericite și un an nou plin de bucurii. La mulți și fericiți ani! Vă mulțumesc! Să poftească judele din Galeș! Gilu cu mănic! Doamne moase! Capul sus? Sărbătorile de an ne aduc în fiecare an în această piață, iar bucuria întâlnirii ne oferă nouă junilor și invitaților clipe de neuitat. Aceste reîntâlniri sunt o mărturie în timp, o dovadă care ne dă prilejul să spunem peste ani, am fost și noi o generație de juni. Mulțumesc! Trăiască la mulți ani! Trăiască! Să poftească judele din Vale! Domnișoară, nu te pierzi, uite pe aici, am văzut. Spune-i, mă, să se uite aici. Nu vă uita. Stimați juni junese și cetățele comune Săliște, cu ocazia sfintelor sărbători de Crăciun și atajurilor din satul Vale, prezentă ca fiecare an la această tradițională sărbătoare, vă urează un călduros la mulți ani și numai bucurii în anul viitor. Vă mulțumesc!
Trăiască! Să poftească judele din Sibiel! Acum să ce Drajun și Junese, ca în fiecare an și de această dată junii din satul Sibiel sunt prezenți pentru a vă participa la marea sărbătoare care are loc aici în ceata mărginimii Sibiului, unde muzica, veselia și portul popular sunt în cele acasă. Cu această ocazie, ceata de jun din Sibiel urează tuturor celor prezenți aici multă sănătate, fericire, un an nou cu bucurii și tradiționale la mulți ani. Vă mulțumesc! Sunt începător, nu vă supărați! Să poftească judele din Săcel! Dragi juni și junese, stimați invitați, în numele junilor din Săcel, simt să vă mulțumesc pentru invitația care ne-ați făcut-o pentru a vă transmite sărbători fericite și un călduros la mulți ani. Să poftească judele din Fântânele! Să poftească judele din Mag! O scăpa trebuie! Să poftească judele din Aciliu! Să poftească judele din Poplaca! Mărginimii, a patra zi de Crăciun, după obiceiul neamului, jun și junese din tot județul, de la Sibiu la Arpaș, cu toții de pe Hârtibaci, de la Târnavă la Secaș, din Cindrel până Sibiu, an de an aici venim, datina să îndeplinim. Că ni dragă doina noastră, doina noastră românească, și să fim uniți și de acum înainte, cu fetele noastre, și la lucru, și la veselie, că așa e românește. Că săptămâna asta preasfințită a fost o sărbătoare mărită, noi dorim ca să vă fie la mulți ani cu bucurie și să aveți senine, să le petreceți cu bine, într-un bine norocire și de plină fericire. Să aveți noroc de nașterea lui Hristos. Viva! Și acum să ascultăm împreună Plugușorul. Înainte, aș vrea să mulțumesc din partea junilor din Săliște, familiei Domnaru Dumitru și Nicoara Adrian și Lavu Nicolae pentru sprijinul financiar acordat pentru organizarea cetei de jun din Săliște. Trăiască! Trăiască!
Nu mai mult. Nu mai mult. Nu mai mult. Nu mai mult. Lasă pe aici să se facă. Adresă pe microfon. Mâine ar se noiește, Crucușorul se pornește. Crucușor cu patru boli, Crucușor cu nane noi. Și începe a vrăza, de la cal se aură. Iar mai greu o turmare să ne pune anulare, să ne pune de belciug pentru brada de suflu. Ia mai mâna voi! Aho, aho, copii și frați, stați puțin și nu mânați. Lângă voi v-a alăturat și cuvântul mi-a ascultat. S-a sculat Maian, bătița Troian, și-a încălecat pe-un cal învățat, cu nume de grau, cu șaua de aur, cu friu de mătase, cât vița de groasă. Și-n scările s-a ridicat, peste câmpuri s-a uitat, ca să aleagă loc curat de arat și semănat. Mânați, băi! Și cu mesiși, s-au mutat în tăcior, cu un grup cu 12 voci. Voi vă urmei, în coadă cu dălbei, în frunte cităței, mânați măi! Un vânt mare pe pământ și ploaie multe după vânt. Pământul te-a întâlnit și se mânta în mulții. Mânați, măi! Miros, mă, ferește că vii să ne ia în toate bucurile. În chip și fel. Nu mă gândesc. Mi-a dat și frate o vară. Și de greu răsărit, și de spic m-a urit. Era spica Pravia, era faica Trestia. Ia mai mânați, mă! Troian, eu te dau dor și din grași pe loc a fost. Mai năzdrăvan, cum îi place lui Troian, negru ca corbul, iute ca focul, de nu-l prinde locul. Ia pomniți din vice, măi, și sunați din zurgălăi, să se audă mulți și voi, mânați, măi! Iar hoță ce de moară, când vă zua atâta cară, încărcată cu povară, puse coada pe spinare și plecă în fuga mare. Iar morarul meșter bun zărea moara prin căduri și da cu ciocanul șale de-o așeza pe mosale. Ia mai mânat, măi! Ia-te-ți în brațul puneu și la mulțea! Trăiască la mulți ani! Să trăiți și vă dau această ploscă ca simbol al juniei și vă urez să creșteți mari și tari, să fiți fala săliștei. Trăiască! Primim plosca și vă mulțumim! Vă asigurăm că și generațiile următoare vor transmite tradițiile strămoșești din marginime! Toți junii și junesele din satele care au participat la acest eveniment sunt rugați să poftească de seară la balul junilor din Săliște, sunt invitații noștri. Și acum oficialitățile și toți cei prezenți sunt rugați să poftească la Hora Mare. Trăiască! Să trăiască domnul Liviu! Thank you.
centru. Thank you.
Uite, măi, pătrâne, iau de mâine. Vă dai, bă, mâine, ține-l de mâine. Thank you.
Nu știu, 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 nu